Mestre! Din drum! Ce? Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorușe de crau. Diego, încetează! Ce e? Diego, încetează! Ce e? Încetează! Diego, încetează! Ce e? Diego, încetează! Ce e? Dai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorușe de crau! Hei, încetează! Nu ne atinge lucrurile! Fantomă, încetează! Ben, încetează! Luke, încetează! Dai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorușe de crau! Diego, încetează! Ce e? Obrazicule! Mentiros! Urâți, aiuriți! Ce aiurit a pus floarea asta dezgustătoare pe piciorul meu? Vă închid înainte ca mesajul să dureze prea mult. Te iubesc! Pa! Îți face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. We went to the prison, and the captain almost arrested Bernardo, and then a man arrived. He had a mask on. He said his name was Zorro. He fought all alone against... Diego? Wake up! Hai, ridică-te! Bună, sunt Misty. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivian, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătâiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Demonul de la radio este la ușă! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Singur pe jos, nu pot să-ți dau voie. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Borș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Domnul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Diego, ai fi preferat să mergi pe jos și să dormi la lumina stelelor? La fel ca țăranii aceia amărâți. Oh, Diego, te rog! Pe părinți Amy și fica lor de 11 ani sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă.
foarte ocupată. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onorul militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut o salva și pe ei este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Deci, asta înseamnă că tu crezi că este posibil să reabilitezi un păcător? 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoză. Corvini în zori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Nu pune mâna, e pentru cină. Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Deșteptarea în picioare de mereu. Ți-am spus că nu ești bună la asta. E cel mai tare truc al meu. Nu amețesc niciodată. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e greu ca să ucit iar în pătune. Dar asta a obligat-o și pe el să meargă cu tine.